Continuă etalarea. A fost întreruptă de Roa Alert, care îmi spunea de o ursoaică. Cu pui. Pericol. Ce ar putea să semne asta? Nu știu. O femeie cu un copil? Nu? Să vă fi influențat într-un fel sau altul? O femeie cu un copil? O femeie periculoasă în sensul că își apără copilul cu puiul. Nu știu dacă are legătură. Faetonul. 10 de spade reapare. După o perioadă de aventurism a cuiva care a atras trădări, dureri, decepții, se încheie acest ciclu. S-a încheiat, probabil, face parte dintr-o perioadă când ați încercat să depășiți aceste trădări, acest sentiment de trădare. Sau poate altcineva, poate că ei au plecat, interesant vă semnul racului, în mod special. Poate că ei au plecat, s-au simțit trădați, au considerat că nu vă implicați cu 7 de monede, nu vă implicați. Vedeți unde sunteți, că poate să fie și. Dorința de a merge către stea, către destinul vostru. Că sunteți voi, că e cealaltă persoană, eu știu și varianta invers, dar probabil că dacă e tararea voastră, să fie și dorința voastră, nu? Asta 7 reprezintă pentru mine casa 7 a relațiilor. Ia uite, 6 de monede. Dar o situație dezechilibrată. Da? Lipsa de implicare a cuiva dezechilibrează. Poate o nouă pasiune, poate o nouă dragoste. Pentru acest personaj, probabil. Mai dăm o carte pe 6 de monede. Unul posibil să aibă tendința de a bea și celălalt de a fi prea iertător, de a bea, de a petrece. Varianta negativă a cărților. Da, hai să vedem 6 de monede în trecut. Hai, mă. Capricorn. Soarele nu vine să aștendem în lor de Capricorn. 6 de monede. Sunt multe, prea multe, te rog. Mai puține. Da? Că vrem să fie o etalare scurtă. 6 de monede. Valetul de... sunt două. Îndrăgostiții. Valetul de cupe și soarele. Deci, da, din cauza acestei lipse de implicări, a unui dezechilibru, eventual în felul în care vă gestionați banii, vă gestionați timpul între relație, familie, job, chestii de genul ăsta, nu e obligatoriu să fie triunghi amoros. Pentru unii poate, pentru alții nu e obligatoriu. Dar e un dezechilibru. Acestea au blocat o poveste de dragoste care aducea multă fericire. Cavalerul de cupe, iar cupe și îndrăgostiții. A trebuit să alegeți. Între a rămâne doar o romanță sau a manifestat trezirea. Unul dintre voi cred că a ales. Cine o fi ales? Pentru că se pare că la un moment dat unul a plecat, da? Unul s-a trezit și altul a rămas cu ce? Cu amintirile? Nu știu, da. Au fost conflicte, regrete, un soi de jocuri mentale, mai mult sau mai puțin voite. Tăceri, discuții, refuzuri, bani, certăm, dar și cineva tot s-a ținut de bani. Regina de cupe? 6 de cupe. Regina de cupe a intuit, ori un personaj din copilărie sau din tinerețe, ori a intuit că există ceva, o legătură foarte profundă între voi. Că vă vindecați unul altuia, copilul interior, da? Sau că e o legătură din alte vieți. 9 de cupe. Probabil că acest personaj a tot încercat împăcarea la un moment dat cu 6 de cupe până a luat o decizie. 9 de cupe. Clarificăm 9 de cupe pentru Capricorn, soarele, nu venu să ascende, nu luna, în Capricorn. Articul meu s-a care diavolul.
9 de cupe. Ups! A venit invers. 9 de bute, dar invers. 9 de bute. Suflete perechi, dragoste, 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 regele și regina de cupe, dar mai dăm o carte pe 9 de bute. Pentru că încă am nevoie de o clarificare. 9 de bute invers. De ce este invers 9 de bute? Te rog frumos. Cineva nu are suficientă, cum se zice, stamina, încredere, energie, să stea în picioare pentru acest... N-a avut, da, și refuză. 4 de cupe. Chiar dacă se simte fericit, probabil că preferă, da, și s-au manifestat acest abandon, singurare. Pasiune este, dar degeaba e. Da? Dacă stai mai mult cu prietenii, cu băutura, da? N-are suficientă energie să stea în picioare, să zică, da, asta vreau, am zis, lipsă de implicare. Și refuză. Prin pasivitate. Eventual lipsa unor granițe personale în fața unor tentații, oferte. Faetonul. Nu știu dacă mai e cazul să mai clarific. Faetonul. Cine a ales să plece, pleacă. Ia uite, 8 de cupe. Chiar pleacă. Pleacă înspre regele de bute. Înspre un personaj, doamne, care știe ce vrea. Da? Regele de bute. Față de 9 de bute. Hm? Care știe ce vrea. Care are pasiune. Care știe să lupte. Da? Care atunci când te ia în brațe, da, ți se rup oasele. Vorba vine, glumesc. Dar, da? Da. Care ține la femeia sa, la partenera sa. Ține. Ține la ea. Și o apreciază și o onorează. Ține la ea. Spre asta merge faitul. Lasă în urmă această poveste. Că sunteți voi, că sunt ei, voi știți. Hai să vedem în prezent. Răscați-le pentru Capricorn. Ia. Cel de domnul Venus, ascendentul domnat în Capricorn. Prezent. Nu știu cum o să lipesc eu înregistrările. Sper că ați ascultat și prima parte. O să vedem dacă reușesc să... Luna. Vorbim de intuiție? Hai să vorbim de intuiție. Dar am văzut că vrea să iasă și zero. Intuiția vă spune să o luați de la zero. Sau, poate, personajul cu marcaj puternic în semn de apă. La capătul setului de cărți, justiția și... 10 de cupe. Pentru că vă doriți, visați să fiți fericiți, 9 de cupe, da? Într-o relație super, super happy. Căsătorie. Poate nu e căsătorie, poate e job, e un contract. Pentru unii. Luna. Deci intuiția vă spune să luați de la zero. Comunicarea la distanță cu cineva și plină de pasiune, probabil regele de bâte deja a fost întâlnit într-o formă sau alta. Sau, dacă nu e regele de bâte... Ah, interesant ce mai simt. Situația despre care am vorbit, posibil să fi făcut pe celălalt dintre voi să-și piardă încrederea în sine cu 9 de bâte. Să-și piardă energia. Posibil, regina de cupe a tot încercat. Împăcări? Nu știu. Pentru copii? Pentru amintiri din copilărie? Nu știu. Dar posibil, la un moment dat, cine a plecat să-și fi pierdut încrederea și să meargă înspre o energie masculină. Recâștigarea... Cum era melodia? Take my power. Back, parcă așa era.
I'm taking my power back. Nu, și era o melodie cu Enrique Iglesias. Taking my power back. Deci, spre recâștigarea încrederii în sine. Bărbat, femeie, nu contează. Acum, dacă e un proiect, dacă e această dorință, comunicarea cu cineva la distanță în prezent, o comunicare pasională, poate face parte din opțiunile voastre această comunicare, dar trecând peste faptul că aveți o opțiune în prezent, una din opțiuni la distanță vă oferă niște satisfacții emoționale, vă inspiră, vă dă o stare de euforie, comunicarea pasională cu cineva. Poate că visați, comunicând cu acel personaj, visați să fiți împreună cu ei cândva. Nu știu. Mai dăm o carte pentru Capricorn. Pentru că am zis, vreau să o luați de la zero. Face parte din opțiunile voastre să o luați de la zero. Regina de monede, sunteți chiar voi, da? Voi începeți să vă apreciați, să creați stabilitatea voastră financiară, să vă respectați, voi știți. Dar faptul că vă apreciați și că nu mai stați în această situație confuză, în care unul se implică, altul nu, sau nu, e lipsă de implicare. Două suflete perechi, pasiune, abandon, dragosteții. Ar putea să fie o colaborare cu cineva. Da. Care va atrage atenția. Sau vă distrage atenția de la abandonul pe care l-ați experimentat într-o formă sau altă cu altcineva. Ia. Regina de puteni. Îndrăgostiți, interesant a apărut. Vă îndrăgostiți? Am văzut gemeni mai devreme. Dar nu obligatoriu. Clarificăm. Regina de monede, pardon. Regina de monede. Și nu mă carte, Regina de monede. Comunicare online, pe Facebook, pe telefon, pe Instagram, pe ce vreți voi, WhatsApp. Vă trimiteți poze interesant cu 7 de cupe. Ce monede ce e asta? Da, trebuie să alegeți. Asta e, da, am înțeles. Trebuie să alegeți. Între a vă simți singuri, să fiți într-un cuplu, dar să fiți singuri, știți ce înseamnă conceptul ăsta? Cred că toți l-am trăit, da? Să fiți cu cineva, dar să vă simțiți singuri, să trageți, da, lucrurile să meargă așa, să vă târșiți în cuplu, sau să vă alegeți pe voi înșive. Pentru că vă iubiți, vă apreciați, creșteți financiar, sunteți creativi. Regina de monede e creativă în sensul și practic, nu doar inspirațional. Sau inspirat, cum vreți voi să ziceți, da. Mai dăm o carte. Da, asta trebuie să faceți în această perioadă, pentru că aveți opțiuni. Și dintre toate opțiunile astea, una înseamnă să o luați de la zero și zero ăsta vă va atrage. Comunicarea cu X, cu Y, chiar comunicare, poze, aici e Neptun pentru mine și asta reprezintă poze. Ha, interesant, Jupiter cu Neptun în pești. Ha, interesant, Jupiter cu Neptun în pești. Da, următoarea carte apare Temperanța, vindecarea, echilibru, frumos! Comunicarea cu îngerii pentru cei care lucrează la creșterea lor spirituală. Da, Jupiter și Neptun susțin această, da, ascultare intuitivă, dezvoltare pe o nouă cale. O nouă cale spirituală pentru unii, emoțională pentru alții, profesională pentru alții. Pentru că alege să vă vindecați de acest 5 de monede, de sentimentul de abandon. E chiar specific Capricornului varianta negativă, care se simte singur, neiubit. Știți, genul, da, frumoasa și bestia, că el nu e iubit, că nu așa, nu așa. Pentru unii poate să fie o mamă, interesant, o mamă care trebuie să aleagă între acest sentiment de abandon pe care îl are doar din cauza unui divorț sau unei căsătorii care a scârțăit, da? Și trebuie să se vindece, să crească spiritual, pentru ce? Pentru copilul său.
Dar interesant că apare la capătul setului de cărți Capricornul, dar într-o altă formă. Înțelegeți blocajele. Cu Temperanța veți primi informații. Cu Jupiter și Neptun în Pești, care fac sextil cu planetele voastre din Capricorn, veți primi niște informații. Da? De la îngeri. Și veți înțelege de ce ați fost captivi în acest program. Asta e lecția voastră spirituală. Capricornul trece printr-o perioadă, a trecut și trece în continuare prin noaptea întunecată a sufletului unii dintre voi. Asta nu înseamnă că nu-i tot timpul, că e tot timpul noapte. Mai apare soarele din când în când, mai apare o iubire, dar tot lecții spirituale. Ca să ajungeți unde? La stea, nu la diavol. E o mare diferență. Dar Temperanța vă va arăta calea. Cărți frumoase. Cărți frumoase și la Capricorn. Măi, îmi pare rău că s-a întrerupt. Nu știu cum o să fac să repens cât mai repede, pentru că timpul, ia uite, apropo de Saturn, trece. Pe acest pământ timpul se scurge din ce în ce mai repede, pentru că vremurile sunt foarte speciale. Așadar, dragii mei, Capricorn, vă doresc numai bine. Și cine nu s-a implicat în trecut, să învețe să se implice. Și dacă voi v-ați implicat și alții nu s-au implicat, vedeți-vă de creațiile voastre. Hai să vorbim acum despre vărsători. Soare, lună, Venus, ascendent, nou, vărsători. Am un set de cărți pentru trecut și un set de cărți pentru prezent, viitor, eventual. Am spus la lună plină, ia uite, ne eliberăm. Puneți capăt. Ați stabilit că nu mai vreți nimic cu cineva. Poate că ați iubit un alt semn de aer. Eventual, vă atrage. Poate sunteți voi și vreți victorie. Vreți comunicare cu un semn de apă. Și această comunicare cu un semn de apă vă transformă. Dar mai vedem. Mai vedem că sunt multe variante. Trei de cupe văd un triunghi amoros pentru unii, dar nu obligatoriu. În primul și în primul rând vreți să renașteți, să vă bucurați de prieteni, să vă bucurați de adevăr unii dintre voi și eventual să comunicați cu oamenii și din suflet ideile care, pe care le aveți. Dar, nici este. Sunteți într-un proces de transformare. Nu întâmplător, Saturn este în casa voastră și cine nu înțelege prin ce trece un vărsător în această perioadă, vă rog frumos! Citiți ce înseamnă un Saturn pe Soare, pe Lună sau pe alte planete personale, da? Doi de monede și griji. Poate că au existat două proiecte, două personaje, da? Două situații. Una moartă, una terminată. Și probabil apare, a fost asul ăla de cupe, asul de spade, apare ceva nou. Ori dorința de vindecare și de eliberare de karmă, ori dorința de a fi cu altcineva, variază de la vărsător la vărsător. Da? Dar stres a fost. Stres a fost. Durere, suferință. Și încerca să nu mai judecați după aparențe, vă rog frumos. Că vă uitați la acțiunile oamenilor, dar nu înțelegeți de ce acționează un om așa. Care sunt motivele? Vărsător, Soare, Lună, Venus, ascendentul din ordine vărsător. Poate cineva v-a jonglat, interesant. Ia uite, doi de spade. Dacă v-a jonglat, i-ați blocat. I-ați blocat. O casă, bârfe, aș spune, sau discuții, neapărat bârfe, poate să fie, pot să fie și bârfe, pot să fie și discuții. Despre faptul că voi sau altă persoană v-ați dori să mergeți într-o direcție victorioasă, unul dintre voi, voi sau persoana cu care ați fost. V-ați dori să ieșiți în public, să fiți văzuți. Nu să stați, să vă sacrificați. Pentru ce? Pentru ce? Să munciți, să tăceți împreună, într-un cuplu. Nu. Voi vreți să vă bucurați în cuplu, nu să tăceți în cuplu.
Clarifică moartea. Ups, magicianul. Dacă v-ați simțit manipulați, ați pus capăt. Au fost conflicte. A. Vărsător, deși nu-mi place să zic steaua că e vărsător, dar să zicem conflicte. Poate. Capricorn. Da. Vedeți? E o chestiune și de muncă, de profesie. Dorința de a fi independent și de a vă separa de o energie toxică, de discuții, argumente. Diavolul înseamnă foarte mult. Înseamnă foarte mult. Și să știți, diavolul intră și în cele mai tradiționale locații. Oh. Vreți să munciți? Să vă vindecați de un personaj care voi ziceți că v-a manipulat. Asta e părerea voastră, nu mă interesează ce cred ei, dar voi vă simțiți manipulați. Doi de monede. Eventual, poate să fie, sau și nu că poate, adăugăm și dorința voastră de a pune capăt unei situații și de a manifesta ceva nou. Doi de monede. Mamă. Ia uite, o căsătorie și o judecată, gândiți într-un anume fel, ați cântărit cu doi de monede și doi de spade, ați cântărit noțiunea de tradiție, de căsătorie tradițională. Interesant este că a venit iar diavolul. Iar diavolul, cinci de bâte, conflicte, discuții. Poate e și un trei de cupe, poate e o a treia persoană în viața uneia dintre voi. Dar când se întâmplă asta, se întâmplă pentru că celălalt nu mai crede în acea căsătorie. Pentru el sau pentru ea, acea căsătorie a murit. Adică nu se mai regăsește în acel concept. Din multe motive. Ia uite, trei de spade, dezamăgire. Doi de spade. Pentru mine, doi de spade reprezintă Mercur sau Marte în balanță. Dar nu doar pentru mine. Opt de cupe. Vreți să blocați această situație. Vreți să vă eliberați, să plecați. Să plecați într-un loc în care sunteți înțeleși, dar mai înainte de toate să vă înțelegeți, să vă iubiți. 9 de cupe. 8 de cupe. Mergem spre 9. Și interesant că apare faetonul. Altă carte care arată dorința de a avea victorie, de a călători, de a vă transforma. Și ce să faceți? Iar călătorie, da? Iar drum. Să vă regăsiți pasiunea. Una e pasiunea și alta e obsesia. Gelozia cuiva, interesant. Care de altfel este foarte pasiv, 4 de spade. Care nu acționează. Așa cum probabil v-ați dori voi, vărsătorilor. În principiu, am văzut și eu vărsători și vărsători. Am și prieteni vărsători și mai puțin prieteni vărsători. Da, depinde. De la un la un. Dar în principiu, vărsătorii au niște viziuni mai unice. Da. Deci încheiați acest, ce să mai zic, cu faetonul, da. Vă îndepărtați. Da? Vă îndepărtați de această situație. Vrei să manifestați ceva nou? Ia mai dăm o carte totuși, hai. Pe magician. O carte pe magician. Magicianul înseamnă foarte multe, din păcate. Steaua. Vreți să vă vindecați, vreți să comunicați altfel, să vi se comunice altfel. Totuși, văd. Scorpion, Gemeni, Vărsător, Taur, Capricorn, semne de aer am văzut, Gemeni, Balanță, Vărsător, de pământ ceva, de apă ceva. Da, bani, mie nu-mi place să mă fixez pe așa ceva. Și interesant, vreți să munciți într-o direcție, să manifestați ceva nou, să vă manifestați destinul vostru. Am zis, teau nu înseamnă vărsător, vă rog frumos, pentru că sunt vărsători toxici și vărsători evoluați. Dar
Înseamnă vindecare, înseamnă credință. Vreți să manifestați credință. Vreți să vă vindecați de acest diavol, de preconcepții, de faptul că sunteți judecați, că da, tradiția. Tradiția, preotul spune că dacă faci cu tare, cu tare, vei ajunge în iad. Judecați. Sunteți judecați pentru faptele voastre, pentru faptul că vă doriți, ați fost, da? Vă doriți să fiți voi înșivă, că steaua reprezintă vindecare, reprezintă destinul nostru și destinul nostru înseamnă să fim autentici. Da? Da, judecată. Te judecați de preoți. Vai, ai fost și ai ascultat tarot. Fă 30 de mătănii și spune de nu știu câte ori, de câte ori. De... Să fie tot 3, da? 3 și 3. 30 de ori, Tatăl nostru. Și de 30 de ori, crezul. Și atunci o să fie iertat. Nu, pardon. Pardon. Una e să fii creștin și alta e să fii absurd. Soarele nu vine să aștende nodul nord în vărsător. Dar unii vărsători care sunt educați, că mare preot înseamnă și educație, vreți să renașteți prin educație, aveți un ghid spiritual care vă învață, vă inspiră să comunicați ceea ce sunteți voi. Vorbesc pentru vărsătorii evoluați acum. Nu o să vorbesc chiar pentru toate... toți nebunii și toate nebunele, da? Prezent. Și știm că era vărsătorului restructurează tot ce este tradițional, pentru că este și Saturn, tradiții, este și Uranus. Am zis, e greu să înțelegi un vărsător. Sau cineva care are acolo planete în vărsător. Hello! Suntem și noi pe aici. Prezent vărsător. Ups, nu vrea. Ba vrea, ba nu vrea. Ba vrea, ba nu vrea. Faetonul am... E, bai, deci nu se poate. Am terminat cu faetonul mai devreme și apare iar faetonul. Dorința de a merge către ce? Către stea. Deci în trecut este doar... Știți că trebuie încheiat? Ce e toxic? Ați început să manifestați. Ați inițiat. Ați inițiat. Ați rostit în zare la stele că vreau să fiu însumi, vreau să-mi găsesc calea. Vreau să mă vindec, vreau să înțeleg. Și încet, încet, intrați pe drumul vostru, că faetonul are de călătorit înspre stea, înspre voi înșivă. Interesant, apare magicianul, magicianul și împărăteasa invers. Încă trebuie să creșteți din punct de vedere spiritual unele doamne, trebuie să vă descoperiți dragostea față de voi înșivă. Poate nu vă iubiți pentru că ați fost, da, ați trăit niște traume unele dintre voi. Sau simțiți că ați fost manipulați, dar trebuie să învățați să puneți blocaje în fața celor care v-au manipulat și v-au folosit ca și femei. Da? Și dragii mei, abuzul se întâmplă și în casă și în căsătorie atât de des. Cel mai des în casă se întâmplă abuzul. Și între soț și soțul e abuzat și soția e abuzată. Interesant, vorbim de căsătorie și apare marele preot, dar pe orizontal, pentru că ați gândit, pentru că. Asta e. Voi vreți să vă iubiți, iau-te, 9 de cupe. Regina de cupe, vreți să fiți independenți. Independente. Regina de cupe. Să vă iertați, să iertați. Eventual, știți ce aveți de făcut unii dintre voi. Dacă ați avut de-a face cu un personaj căsătorit, că poate nu toți sunteți căsătoriți, căsătorită, dar personajul la care v-a jonglat, a jonglat între voi, bani certăm, bani împăcăm, bani certăm, bani împăcăm, bani blocăm, bani detașăm, pentru că ei erau căsătoriți și le era frică de judecată a lumii, vai, cum? Tu, bărbat, femeie căsătorită, te duci, da? Dacă cealaltă persoană era căsătorită, cred că acel personaj nu vă mai interesează atât de mult. Acum, faetonul, male preot, nu-s multe, dar am văzut puterea, am văzut că vă luptați cu voi, vreți, unii dintre voi, unele dintre voi, dragile mele, vreți să creșteți. Vorbesc, repet, cu vărsătorii care sunt cu adevărat vărsători.
cu adevărat, nu doar cu numele. Depinde de grade, gradul la care soarele, depinde de planete, pe unde le aveți. Că degeaba aveți soarele în vărsător dacă aveți planete, cine știe pe unde. Am văzut un nou de spade, ia. A, nu, îndrăgostiți. A, da, uite, da. Îndrăgostiți și nou de spade. Iar, cineva își face griji, da, ori fostul, dacă v-ați separat, că știu, vărsători care s-au separat, probabil că persoana din căsătorie își face griji pentru voi, sau un alt semn de aer își face griji, sau voi v-ați îndrăgostit și vă stresați de această dragoste, vă stresează. Asul de spade, da, trebuie să vă regăsiți claritatea minții, pentru că sunt multe refuzuri, multe blocaje, multe conflicte, posibil să aibă legătură cu această poveste. Știți că trebuie să alegeți. Asta înseamnă îndrăgostiții. Dar, de fapt, în plus, alegerea voastră îngrijorează și pe ceilalți. Cineva e îngrijorat. Ce veți alege? Aha, mersi frumos, da? Cineva e îngrijorat. Ce veți alege? Pentru că voi nu mai vreți să fiți ortodoxi. Normal, e Uranus. Cât poate să se manifeste Saturn în vărsător? Până se manifeste Uranus, cel care răstoarnă totul, da? Hai să și clarificăm sau să mai... Nu, hai să clarificăm. Faetonul. Mașinuță. Da, știu. Și mă reprezintă și pe mine într-un fel și pe prietena mea. Ceva legat de mașină. V-ați luat mașină, ați lucrat ceva la mașina voastră, vreți să lucrați la mașina voastră ceva, să îmbunătățiți, să... În fine, da, mașinuța. Doi de cupe. Faetonul va duce doi de cupe, un suflet pereche. Da? În călătoria voastră către stea, către vindecare, către destinul vostru, întâlniți un suflet pereche. Da. Vă eliberați de judecată. Ia uitați. Vă eliberați de... Cineva vă judecă, alt semn de aer vă judecă. E un pic cam agresiv în felul în care comunică. Dar vă judecă, da? Dar vă eliberați, lăsați în spate. Eventual, există o pasiune secretă sau în secret, în liniște, în tăcere, vă refaceți încrederea în voi, lucrați la creativitatea voastră. Pentru cei care știu că practică arta. Ha, 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 doi de cupe. Lucrurile se dezvoltă greu în această relație, în această colaborare, dar clarifică, mare preot. Ai. Spânzuratul, da. Spânzuratul. Lucrurile stagnează. O repet, cineva e căsătorit și celălalt e mai neortodox, mai independent, mai uranian, na? Tipic vărsătorilor. Unii vărsători, nu toți. Ideea este că, da, cum am spus mai devreme, dar se continuă această restructurare restructurare a unor principii. Gândiți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Da, astea amândouă sunt cărți spirituale, însă una este foarte tradițională, rigidă, prea multe reguli, tipic, da, prea multe reguli, nu mai zic, complic lucrurile, și cealaltă este mult mai relaxată. Înțelegeți că spiritualitatea înseamnă altceva decât aceste reguli urmate cu strictețe, gen mare preot. Căsătorie, contracte, viață, legi. Legile sunt date pentru cei care nu iubesc, dar în momentul în care iubești, legea, dragostea e mai presus de lege. Aici vreau să ajung și aduceți-vă aminte ce spunea și Iisus. De fapt, dragostea susține legile, pentru că atunci când iubești, nu te comporți într-un anume fel. N-ai nevoie de lege. Ok, înțelegeți cum, da? N-ai nevoie de legi când iubești. Și asta este și dragoste față de noi înșine, și dragoste față de aproapele și de eu știu cine. Însă, repet, există și un soi de stagnare.
Dar stagnare necesară, eventual a cuiva. Persoana tradițională ar trebui să înceapă să-și schimbe tradițională, fiind ori fost, fostă, ori persoana aceasta, ori nu știu, cineva care e căsătorit și îi e teamă, da? Că va fi judecat. Aici trebuie schimbate. Și apare în vibrația voastră. Pentru că voi v-ați găsit o altă direcție. Că e persoană din prezent, că e persoană din trecut, eu știu, da. Clarificăm îndrăgostiții. Îndrăgostiții pentru vărsători. Luna, o dragoste secretă sau o dragoste care... Posibil. Dar trecând peste acest lucru, că e secretă sau că nu e secretă, ca să alegeți, pentru că dragostiți înseamnă alegere, trebuie să vă ascultați intuiția. Nu grijile, nu nouă de spade, grijile care vin tot pe această fundație tradițională, încă în proces de transformare. Clarificăm și nouă de spade. Nouă de spade, nouă de cupe. Aici este. Fericirea cuiva, da, fericirea voastră îi stresează pe alții, clar. Nouă de spade poate să fie energia cuiva. Dacă voi alegeți, am zis 8 de cupe, 9 de cupe. Voi trebuie să alegeți. Ori trăiți în confuziile astea, în confuzii, în frică, luna înseamnă și frică. Ori trăiți în frică, ori voi trăiți într-o energie care vă înalță. Vă iubiți pe voi. Alegeți din suflet lucrurile și când faci lucruri, alegerile și acțiunile sunt din suflet, întreaga creația voastră se schimbă. Am senzația că nouă de spade este energia altei persoane. Îngrijorată pentru această alegere. Dacă vă alegeți pe voi, dragii mei, dacă vă alegeți pe voi și nu alegeți fricile, tradițiile, stagnarea, ce se întâmplă? Aoleu! Dar apare faetonul și de cupe. Posibil pentru unii o energie. Interesant, în ce vorbeam de nouă de spade și de nouă de cupe, apare justiția și căsătoria. O persoană căsătorită care plânge, ok, are pasiune, dar e blocată. Și există niște jocuri mentale. Păi, prea multe, pardon. Hai să ne iubim, să ne înțelegem și să ne iertăm. Că atunci când cineva își alege calea, are motivele sale. Are motivele sale. Mai dăm o carte totuși pe nouă de spade. Ce face acest personaj? Pentru că eu simt că ar putea să fie, de fapt, fricile acestui personaj la care vă gândiți. Sau fricile... tradiții în care ați fost învățați, dar familia, educația v-a învățat să vă fie frică. Nouă de spade. Am văzut regele de monede. Un soț sau o persoană tradițională. Că e soțul vostru, că e soțul altei persoane. Un soț. Dar e tradițional. Ia clarificăm doi de cupe. Cine acest doi de cupe? Faetonul. Poate vine cineva de la... regina de monede. Da. Asta este. Vreți să mergeți spre oameni. Colaborări. Nu neapărat iubiri. Colaborări. Aici la doi de cupe înseamnă prietenie, colaborări. Cu oameni care vă respectă și vă stimulează stima față de voi. Am zis că vreți să fiți independenți. Ia uite, zero. Împăratul. Lăsați în urmă persoanele care vă controlează. Împăratul. Soț, șef, ce-o fi. Mai dăm o carte pe regina de monede? E curiozitate. Ia uite, eremitul. Și
Și dacă e tăcere, să fie tăcere, pentru că tăcerea aceasta în tăcere și în izolare vă recreați pe voi, regina de monede. Dar participă la această reconsiderare, să zic, prietenia cu cineva. Aveți o prietenie cu cineva care vă susține. Eu așa simt. Ar mai fi, într-adevăr, dacă vorbiți cu cineva care este căsătorit, să apară momente de tăcere din cauza acelei soții sau acelui soț. Da, repet, voi trebuie să vă alegeți pe voi și la sfârșitul totuși, în această perioadă veți înțelege, trebuie să vă alegeți pe voi nouă de cupe, nu pe ei. Doar ați făcut această inițiere, această hotărâre ați luat de mult, să vă regăsiți pe voi, să fiți autentici, no matter what. Nouă de cupe. Eh? Hai să mai pun nouă de cupe. Nouă de cupe. Vreți să aveți încredere în voi. Și dacă ați plâns, s-o luați la zero. Da? Ia, vedeți că ați... Regele de, de bute. Posibil. Veți cunoaște pe cineva, o persoană pasională, care tot așa, mai, asta e perioada, asta e perioada, jonglerie nu în sensul, trecerile de la tristețe la bucurie, tristețe, bucurie, tristețe, bucurie. Dar iar apare dorința de a o lua de la zero. De ce e 5 de cupe la vărsători? De ce e 5 de cupe la vărsători? Și cam gata. E prea mult. În cerile astea, ia uite. Din cauza 3 de cupe și 2 de bute. Din cauza alegerilor cuiva. Dar asta e. O veți lua de la zero. Dacă învățați să vă iubiți. Pasiunile vin și trec. Important este ceea ce creați, repet, ceea ce creați, ceea ce faceți. Asta face parte din călătoria voastră înspre sufletul vostru pereche, înspre recunoașterea voastră. Dar veți înțelege multe lucruri, foarte multe. A, interesant. Dacă e un personaj care vă regretă, are multă pasiune față de voi și regretă tăcerile, niște lucruri, da? Va alege, totuși, se pare că va alege acest bărbat, 3 de cupe, va alege să vă simțiți bine împreună, să o luați la zero? Da. 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 Dar, cine știe în cât timp se va manifesta? Și când zic să o luați de la zero, nu mă refer la împăcare, dragii mei, vă rog frumos să înțelegeți, nu mă refer la împăcare. Dacă nu s-a creat nimica din cauza, eu știu, altor relații, da, se poate vorbi de un zero, un punct zero, în care începem să creăm noi, fără influențele altora. Dar dacă e o persoană din trecut, nu prea îmi sună mie a împăcare. Zero nu ține de împăcare, ține de zero, pur și simplu. Cam atât deocamdată. Hai să vedem peștișori. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în peștișori. Luna plină în balanță, ce vă aduce? În primul și în primul rând, ce trebuie să lăsați în urmă? O pasiune la distanță? În care ați riscat, dar comunicarea n-a fost tocmai cea mai pe gustul vostru, da? Peștișor, soarele, nu venim să ascendem, nu venim în peștișor! Băi, ia, ce a apărut? 2 de spade, 8 de cupe. Marte, Mercur în balanță,
Venus. Și ca planete, că puteți aveți voi sau cealaltă persoană. Venus sau Lună în Scorpion. Unul nu poate să ia hotărârea corectă și nu comunică, blochează, celălalt încerca să se elibereze emoțional. Sau poate aceeași persoană încearcă să se detașeze emoțional. Pentru că nu știe ce să aleagă. Și așa mai bine nu mă implic, nu? Nouă de bâte, blocaje. Cu un suflet pereche. Și un refuz. Peștișor, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în peștișor. Peștișor, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în peștișor. Lună fiind în balanță, în balans. Ceva s-a răsucit sau mi s-a plomie? Ia, că așa am văzut. De fine. Mi s-a părut. Peștișor, încă o carte pentru peștișor. Peștișor, haideți vorbiți peștișor, mă mica. Peștișor, of, oh, oh. Valetul de monede. Și o căsătoria cuiva, jobul cuiva și un copil. Blochează. Deci poziția asta înseamnă blocaj. Afară de indecizie, afară de detașare emoțională, afară de blocajul pe care îl creează cineva pentru că a fost rănit, pentru că nu vrea să se deschidă, da? Mai sunt niște responsabilități, căsătorie sau job epuizant și un copil. Poate cineva din căsătorie folosește un copil în acea căsătorie? Ca personajul respectiv să o ducă, să o ducă, să o lungească, să se implice, să dea bani. Da? Acum, ce mai este pentru alte persoane? Lipsa sau neimplicarea, nedăruirea cuiva. Pentru că valetul de monede oferă, e generos, se implică, studiază. Hai să ne întâlnim, uite, ia un cadou de la mine, ia, uite, o prăjiturică. Vreau să văd ce îți place și care e culoarea ta preferată. Studiază relația, da? Și la 10 de monede, persoana depune efort ca lucrurile să se miște. Ei, cineva nu. Deci, cum? Vedeți cărțile? Cu cine ați avut de-a face? Bine, știu, în principiu, da? La capătul setului de cărți, personajul vă urmărește. Probabil că e căsătorit. Regele de monede și 4 de bâte. Probabil că e căsătorit și vă urmărește. În acest motiv, dar căsătoria nu e chiar atât de fericită pe cât pare. Fericirea este când sunteți împreună. Asul de spade, regina de spade, semne de aer, gemeni balanță, vărsător, împărăteasa puteți să fiți voi că numărul 3, da? Și 10 de cupe, da? Semnul peștilor, dragoste, da? Neptun, Venus, Neptun, da? Și personajul căsătorit. Dar, repet, personajul căsătorit vă urmărește, dar nu se implică. Însă, interesant este că începe să vă înțelege, să aveți parte de o revelație. Da. Aveți parte de o revelație. Cine sunteți voi? Sper, mai mulți peștișor să înțeleagă. Clarificăm doi de spade și 8 de cupe, eventual. Dacă se poate, pasiune fuse, este poate, pasiune, atracție, magnetism, sexualitate, ce-o fi, da? Poate să fie și un proiect, dar apar 3 de cupe. E pasiune, e posibil să fie și dragoste, dar mai sunt și alte persoane implicate. Și asta înseamnă că cine vrea să manifeste trebuie să se lupte. Apar separări. Apar, poate și trezirea ar fi minunată dacă s-ar trezi personajul care trebuie să se trezească. Apar schimbări de structură. În fine. 9 de monede. Da, am zis bine, 9 de monede. Clarificăm pentru peștișor 9 de monede.
V-ați bucurat de această pasiune. Voi v-ați bucurat foarte mult de această atracție. Ei nu prea au comunicat și cel puțin, poate că au fost mai detașați emoțional sau poate nu au vrut să arate. Ia dăm o carte, mai dăm o carte pe o de pe chiar. Nu, chiar nada. Sau, Iată soarele, vezi? Deci n-au vrut să arate. Din cauza că unul e dependent și altul e căsătorit. A ta e ta. Cine e? S-a vrut. Nouă de monede a fost clarificat cu 10 de spade. Un personaj este foarte rănit. Cred că aici este ce se întâmplă. În job, în căsătoria respectivă. Foarte rănit. Și am zis că ăsta e Chiron care stă în picioare. Ar mai vrea să stea în picioare. Poate și voi vă simțiți răniți și vreți să mai stați în picioare. Dar ar putea să fie și cealaltă persoană. Ia uite, Regina de Cupe. Sunteți și voi răniți. După această situație toxică. Toxică, pentru că unul este foarte pasiv, nu-și ascultă intuiția. Ascultă programele mentale și nu știe ce să aleagă. Și când alege varianta toxică, pentru că încă nu s-a produs schimbarea, transformarea. Și produce dezamăgiri în această iubire. Da, ia uite, nouă de spade. Ce să mai zic? Pentru că nu știe ce să aleagă încă. Încă nu s-a vindecat, încă nu știe ce vrea. Fuge de vindecare, fuge de destinul său, de steaua sa. Uf! Mai, probabil marcaj pe aer, da? Și totuși ar mai fi energie pentru o pasiune. Pentru această pasiune mai este energie. Dar niște lucruri nu sunt rezolvate, probabil, la acest 10 de monede, am zis monede că era căsătorie, dar era 10 de bâte. Am zis monede, vedeți? A apărut justiția, căsătoria. Nu zic musai semnul balanței, nu mă fixez musai, că poate să fie oricine. Dar contractul, jobul, căsătoria, karma cuiva, dragii mei. Și aveți grijă, karma cuiva vă poate bloca dharma voastră. Mare grijă. Valetul de monede. Clarificăm valetul de monede. Eventual, posibil cineva se gândește la un divorț. Încă nu sunt suficiente semnale. Dar poate în viața unora. Sau poate voi vreți să vă eliberați voi de această karmă. Pentru că, dragii mei, în momentul în care ești... Asta e... Casa a șaptea balanței și nu vorbesc de zodia balanței, vorbesc de semn ce înseamnă, da? Când vine cineva în viața ta, două cupe, da? Două cupe, sunt și aici. Două cupe. Da, e pasiune, soare, fericire. Ok, asta e o cupă cu fericire. Și mai e încă o cupă cu responsabilități, cu karmă, cu bagaje, cu experiențele lor din acea viață, cu experiențele lor din viața anterioară, cu experiențele lor... cu voi din alte vieți eventual. Ohoho! Și câte sunt de dus și de vindecat și de echilibrat. Dar se pare că se dorește o echilibrare, o împăcare. Rămâne de văzut. Da, e de domeniul trecutului oricum. Valetul de monede. Clarificăm valetul de monede. Și repet, nu mă fixez doar pe zodia balanței. Poate să fie oricine. Interesant. Faetonul, iar apare și la voi, și asul de spade. Ar putea totuși să fie o trezire a cuiva. Cineva înțelege. De fapt, că acea job, că acea căsătorie este karmică. Înțelege că trebuie să-și descopere destinul. Și asta înseamnă comunicare. Valetul înseamnă și el comunicare, da? Am zis, poate să fie un copil dacă e o căsătorie. Lipsa de dăruire, de generozitate, pentru că valetul de monede comunică prin obiecte. Uite! A venit prietena mea în vizită la mine, ea mi-a dat ceva, eu i-am dat altceva. Asta înseamnă, da? Generozitate, reciprocitate.
Dacă acest personaj a fost mai, să zic, zgârcit sau mai puțin interesant, mai puțin implicat, am zis, mai puțin implicat, din cauza karmei, a responsabilităților, ar putea să fie, ar putea să fie o trezire a lor. Dar nu vorbim doar de ei, aici vorbim de voi, peștișorilor. Voi puteți să ziceți, băi, hai că-i prea mult, pasiune, soare, bucurie, a fost ok. Dar dacă sunt atâtea blocaje, dacă tu nu te implici, dacă tu nu faci, a? Dacă tu nu ești echilibrat, aici sună mai degrabă injustiție, dar v-ați dorit dreptate, nu nedreptate. După cum a apărut cărțile, clar că este dezechilibru și dezechilibru duce la injustiție. Ar putea să fie hotărârea voastră. Nu merge. Asta e. Unii pești chiar sunt înțelepți și mă bucur când întâlnesc. Ia, te vorbeam și apare steaua. Ce super! Faietul nu merge către stea. Ambele reprezintă trezire. Ambele reprezintă claritate mentală. Vreți o nouă direcție, un nou început, o nouă relație, un nou proiect, o nouă viață în care sunteți voi înși vă vindecați și știți care e misiunea voastră și vă hotărâți să faceți un drum. Un drum înspre voi. Înspre dreptate, înspre eliberarea de karmă, nu în karmă, da? Nu în stres, nu în blocaje. Ceva la un drum interesant, la un drum se întâmplă această trezire. Aha. Că asta înseamnă faetonul. Trăsurica, mașinuța, trenul, avionul. Ceva cu rotițe. V-ați dus cu trotineta și ați avut o revelație. Păi, ce stau eu aici? Ia hai să-mi văd de vindecarea mea. De steaua mea, să caut steaua mea. Și steaua mea ar putea să fie cu altcineva. De ce să stau să plâng? Că cineva n-are timp de mine? Când mă pot vindeca? Când pot să, renunțând la un cântec trist de dragoste, da? Renunțând la lacrimi, pot să găsesc, iau-te, o nouă oportunitate, o nouă dragoste, da? Pentru că cineva a fugit. Și dacă ei au fugit, ei au fugit și de dragoste și de oportunitate, ei. Aer toată ziua, mental. N-aș spune musa aer, mental, da? Nu, că nu vreau să mă fixez pe semnele de aer, că n-am nimic cu ele. Că și eu am planete în semne de aer. Dar ideea este că mentalul, da? Între, ia uitați, tradiții, bani și această nouă oportunitate care aduce creștere, am văzut și împărăteasa și 10 de cupe, poate să aducă și fericire, dar degeaba dacă persoana respectivă stă în lacrimi, în suferință, să le fie de bine. Și dacă sunteți voi, vă sugerez, da? Să încheiați acest capitol, pentru că am senzația că aceste cărți sunt de tranzit. De tranzit. Da? Și le lăsăm pe acestea în urmă. Și peștișorilor, hai să vedem ce apare în această perioadă. O lună plină în balanță. Acum vedeți voi că dacă vă știți ascendentul, știți și unde pică luna. La mine pică în casa a patra. La voi unde pică? În funcție de casa în care se întâmplă această lună plină, aveți parte și de eliberări, de karmă. Am vorbit interesant în videoclipuri că aveți grijă la ce se face, dar am uitat să spun că această lună în balanță, că apare balanța pur la toate, ca și confirmare și luna plină, da? Luna plină în balanță e periculoasă, dar oferă și soluții, că întotdeauna vine și cu plus și cu minus, da? Eliberarea de karmă. Poate să fie o karmă veche din alte vieți sau karma voastră, karma lor, da? Vă puteți elibera cu asul de spade. Și căutați să ascultați videoclipurile în care v-am mai învățat niște lucruri cum să vă eliberați. Însă, dar trebuie să insistați, dragii mei, pentru că această karma nu e o jucărie, nu e energie chiar atât de firavă pe care gata ați tăiat-o cu o forfică pe care v-ați închipuit-o voi. Nu! Chiar trebuie să depuneți eforturi verbale, mentale, și prin scris. Practice. Iar vindecare. Hai să vedem. Peștișori în prezent. Eventual și viitor, care o fi scurt, de lungă durată, nu știu. Regele de spade. Oh,
Scuzați. Regele de spade e un personaj care nu își arată emoțiile. Unii zic că n-are emoții. Dar se pare că totuși poate să aibă, ca și regina de spade, care nici ea nu arată emoții. Dar nu arată pentru că de obicei regina de spade e divorțată.